Bună seara, oameni dragi! Este joi și cine este alături de mine? Partenerul meu, care uitați-vă la el, ați putea spune că este minor. Deci, dragi eu, bărbați, dacă nu arătați ca partenerul meu, partenerul meu, stați așa că am primit în cască. Minor am primit în viziunea lui Buhnici. În Buhnici, lui Buhnici. Deci dacă nu arătați așa, trași prin inel, partenerul meu merge la sală. Nu aveți dreptul să comentați de celulita și vergeturile noastre, nu? Corect. Grea săptămână a fost, mă, Ioana. Grea săptămână, uite că m-a certat doamna Tristiana în cască cu CNA-ul, cu minorița în grijă. Nu am spus-o cu nicio conotație. Noi am făcut puțin amuzament, da? De tot de prostia, practic, pe care a spus-o George Buhnici. Da, apropo de CNA, Rafa, să îmi prezint scuzele. Tu nu-ți ceri scuze, cum își cere Buhnici, tu le prezinți corect gramatical. Mai am și eu, că vorbesc, oamenii dragi mă știu, că mă precipit aici, vorbesc repede, gândesc puțin, vorbesc repede și atunci mai fac diverse dezacorduri, dar oamenii înțeleg. Păi stai puțin, că tu ai vorbit bine acum, Buhnici, acum, a zis că își cere scuze. Acum tu, da, când sunt cu tine, mă echilibrez, mă mai temperez. Vezi, dacă aș face tot timpul cu tine emisiune, n-aș mai ajunge la CNA. Nu mai spune de două ori, că poate le dai idei șefilor și ne bagă. Doamne ajută, nu se știe. Exact, se cântă bingo. Deci, Rafa, îmi prezint scuzele pentru că două zile te-am ținut și pe tine ocupat în fața camerei, așteptând să intrăm la CNA. Păi, dar important este că noi chiar am avut dreptate, ne-am prezentat speța așa cum de altfel a fost ea și dovadă, nu am primit nici măcar avertisment, nu mai zic de sancțiune sau somații, ni s-a dat dreptate, ne-am făcut treaba. Și încă o dată, cei care vor să ne atace, să vină măcar cu ceva concret, cu ceva pe bune, ca să poată să ne atace, că așa se fac singuri de râs. Dar uite nu mi se pare normal faptul că aceste lucruri totuși rămân, aceste sesizări, aceste afirmații mincinoase, eu cui să mă adresez? Dar tu ai un avantaj pe care doamna, nici nu-i mai știu numele, Amariei, nu-l are. Ai o audiență foarte bună, ai oameni care te... Și în mare parte, mulți dintre ei au fost susținătorii AUR și când au văzut ceea ce se întâmplă, pentru că, să știi, foarte mulți dintre cei care te urmăresc pe tine nu s-au așteptat ca cineva din partea AUR să vină să te atace și mai mult decât atât, nu doar să te atace, să vină și cu informații false. False. Pentru că ei și-au căutat dreptatea la Consiliul Național al Audiovizualului și fix acolo ni s-a dat nouă dreptate. Noi am venit cu speța, am oferit punct de vedere, dar nu ni s-a cerut un punct de vedere, de exemplu, un drept la replică. Doamna Mariei a imputat faptul că noi nu le-am dat drept la replică. N-au cerut. Nici nu au cerut, nu au cerut, totuși. Asta am spus și eu ieri în emisiune. Mi se pare incredibil faptul că oamenii ăștia sunt într-un partid aflat în Parlament, un partid parlamentar, se comportă total amatoristic, nu sunt în stare să urmeze niște proceduri, să respecte niște instituții, să fi făcut o cerere, cum se face, nu? Corect. Nu e ca și cum noi am inventat aceste lucruri, ci pentru a primi un drept la replică, dacă tu nu ești important, nu neapărat important, dacă tu nu ești băgat în seamă de acea televiziune, dar observ că se vorbește despre tine ceva ce consideri tu că nu e adevărat, poți să ceri un drept la replică. Iar noi, pe oricine pe care menționăm în această la această televiziune, ca să vorbim corect, dăm dreptul la replică în cazul în care o persoană se simte lezată. Dar trebuie să-i mulțumim neapărat și Tristianei, șefa noastră de stație, care a fost alături de noi. A fost alături de noi și doamna Roberta, toată lumea. Toată lumea acolo. Chiar au zis cei de la CNA de ce ați intrat atât. De ce am intrat atât? Suntem o echipă și asta este, uite, suntem și la bine și la rău. Le mulțumesc din suflet. Să nu insistăm cu răul. Doamne ajută, Doamne, să ne ferească Dumnezeu de rele. Și uite, ca să nu mai vorbim de rele, am zis să abordăm totuși, Rafa, subiecte mai profunde. Că prea facem aici mișto, prea Caterinca, prea... Este un pamflet, această emisiune este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Până mă ascultă, tot mai tare. Dar am zis, totuși să ne culturalizăm puțin, să vorbim puțin despre artă, chiar dacă este război. Și în timpul celor de-al doilea război mondial, Winston Churchill nu a fost de acord să se taie din bugetul pentru cultură, pentru a se pentru înzestrarea armatei, pentru că a spus, a motivat dumnealui atunci, pentru ce luptăm atunci, corect, nu? Dacă cultura nu pentru cultură și pentru liberi, civilizație. E, uite că și în acest război din Ucraina, oamenii de acolo implicați direct, domnul președinte Zelenski cu prima doamnă, suprem al armatei.
comandantul suprem al armatei, au luat o pauză în timpul, din timpul războiului, au pus piua, stați așa că revenim, toată lumea s-a oprit. Din Bogu. Da, da. Și noi pozăm. Și noi pozăm. Luăm o pauză cât pozăm și revenim apoi. Dar ai văzut ce cadre strategice au ales? Păi s-au fotografiat doamna, prima doamnă. Nici nu știu dacă există această instituție. La ei s-ar putea să existe, sau cel puțin așa este titrată doamna peste tot, așa o numim, o numim și noi. S-a fotografiat lângă militar, dar în spate ce au avut? Cel mai mare avion din lume care a fost bombardat de ruși. Deci au ales zonele foarte... Foarte, nu, nu. Domne, marketingul, n-am. Sunt foarte bine pe marketing, dar uite că avem niște filmări și niște imagini din spatele camerelor, fotografilor, să vedeți cum a decurs ședința foto. Stați liniștiți, nu s-a bombardat, nu s-a, este tot în regulă. Vă dă doamna Roberta materialul. Frumos, frumos, oameni dragi, câtă putere în oamenii ăștia să poată pleca de pe front în timpul războiului, să își găsească... Reușească să convingă mai mult decât atât armata rusă să nu bombardeze, că ei se pozează. Și să stai acolo, eu stau să mă gândesc, Rafa, că uite, dacă eram eu în situația aia, îți dai seama când... Mi-ar mai fost complicat, în primul rând, să stau la machiaj, pentru că mi-ar fi dat lacrimile, între două lacrimi și un rimel, ar fi fost foarte complicat. Nu știu de unde a avut tăria. O admir din suflet pe doamna Olena Zelenska pentru această putere de a sta nemișcată, nelăcrimată, la machiaj, de a poza frumos, cu un zâmbet pe buze. Din America, da, pentru că fusese în congresul, la Congresul American, da, să le vorbească congresmenilor, și poate zborul a făcut-o să uite de imaginea cenușie a Ucrainei, dar dincolo de asta, hai să spunem că... Na, e o strategie de marketing, că voiau să apară și ei numărul special Vogue, că poate ăia nu mai aveau ce să bage în următorul număr. În schimb, observ că toată lumea e foarte deranjată de acest pictorial. Rafa, bravo, mi-ai ridicat-o la fileu. Uite, m-am uitat, chiar m-am uitat pe presa internațională, în special pe cea din America, și pe comentariile din articolele care prezentau această copertă, și îți spun sincer, cetățenii americani erau foarte supărați. Dar cine știe, acum poate, nu știu, oameni răi, erau supărați că de ce guvernul american totuși a alocat suma de 55 de miliarde de lei Ucrainei. Euro-dolar, oricum, sunt la paritate, sunt pe acolo, au ajuns la egalitate. Și oamenii se plângeau pentru că situația nu este roz, nici în America. Adică zone metropolitane foarte importante, în centrul Los Angeles... Los Angeles... Da, ok, Los Angeles. Așa. Este plin de oameni ai străzii, oameni care dorm în tot felul de construcții de carton, corturi, oameni aflați în pragul sărăciei extreme, în mijlocul Americii, partenerului nostru strategic. Și uite că, totuși, au găsit 55 de miliarde pentru a le trimite în Ucraina, dar oamenii erau cumva, au considerat că sunt sfidați sau că se întâmplă ceva, că se spală bani, dar atunci, eu cred că sunt conspiraționiști. Conspiraționiști, da. Dar eu atunci aș merge puțin mai departe și te-aș întreba. Crezi că cineva a vrut să le facă rău prin a îi motiva să pozeze pentru această revistă? Pentru că primul meu instinct când am văzut aceste poze mi se părea efectiv o palmă dată tuturor celor care au suferit din cauza acestui război, o sfidare pe față, sau crezi că dimpotrivă ei s-au gândit că... Adică încerc să-mi dau seama din punct de vedere pozitiv care a fost motivul pentru care ei au pozat în revista Vogue. Rafa, pur și simplu m-ai închis. Nu găsesc absolut niciun motiv pentru care... Bine, de fapt, ar fi un motiv. Domnul președinte Zelenski ne-a anunțat acum vreo 3-4 săptămâni că lumea pare că și-a cam pierdut interesul pentru război, nu mai se trimit aceleași ajutoare, nu se mai trimit aceiași bani, și atunci probabil că face parte într-o strategie mai amplă de amintire
vremurilor grele. A vremurilor grele, de a ține încă în atenția publică și să a ține spiritul ăsta al războiului încă viu. Altă explicație eu nu găsesc. Pentru că ajutoare au venit nu doar din America, dintre țările europene stăm cel mai bine, i-am ajutat cel mai mult. Eu încă sper să îi ajute și pe românii noștri. Dar uite că am primit de la colegul nostru, domnul Silviu, mai devreme am primit o știre de ultimă oră, oameni dragi, care vine cumva în contradictoriu cu ce am vorbit până acum, dar citim presa liberă internațională de data asta, respectiv CNBC, adică o publicație serioasă, care acum câteva momente titrează Politica Europei. Ucraina dorește ca băncile mari să fie urmărite penal pentru crime de război, afirmă principalul consilier economic al lui Zelensky. Marile bănci americane și europene ar trebui să fie urmărite penal pentru comiterea crimelor de război din cauza finanțării lor comerciale cu regimul rus, potrivit unui consilier, așa pe numele lui Oleg Ustenko. Băncile ar fi JP Morgan, HSBC și Citi, ajută eforturile de război ale Kremlinului din Ucraina prin finanțarea companiilor care fac comerț cu petrol și cu Rusia. Deci, practic, oameni dragi, noi toți trebuie să intrăm în faliment, trebuie să fim, cine nu vrea să intre în faliment, trebuie să fie judecat pentru crime de război. Între timp, noi mai tragem o poză, mai tragem un film și este bine așa. Cam asta este situația. Pentru mine este un șoc această știre, spun sincer. Da, mai ales în contextul în care ei tocmai au lansat revista, numărul special Vogue, nu știu, mă gândesc, hai că noi românii ca românii sau alte popoare. Dar oare ce spun ucrainenii care au plecat din țară? Uite că nu prea avem informații din zona aia, din păcate nu se prezintă, pentru că asta ar fi, nu normal. Să știm toate părțile, să știm exact ce se întâmplă. Poate doar vedem noi, suntem noi crcotași, ca să zic așa, dar poate toată lumea vede foarte bună această apariție în revista Vogue și atunci totul este în regulă. Noi luăm orice variantă, dar chiar aș fi curios oare ce ar spune un sociolog despre apariția celor doi în această revistă după perioada aceasta de 4 luni, aproape 5 luni de război. Pe mine m-ar interesa sincer, strict părerea cetățenilor din Ucraina. Da, o părere cumva sinceră, nefiltrată. Sinceră și nefiltrată, pentru că e ok, domnul Zelensky este acum omul momentului și eroul planetei, ca să spun așa, dar până să înceapă războiul, știm inclusiv declarațiile lui Donald Trump și nu numai, adică era prezentat în toate studiile pe corupție. Ucraina era prezentată ca o țară profund coruptă. Corect. Și cu un sistem destul de, adică am văzut, au fost demiteri. Dar au apărut, scuză-mă că te întrerup, au apărut și atunci acele știri cu cei de la vamă, cu vame, și care nu permit să părăsească ucrainenii țara decât cei care dau bani pentru asta. Exact. Și atunci, bine, oricum, atât Moldova cât și Ucraina trebuie să-și pună foarte bine la punct sistemul de justiție dacă vor să intre în Uniunea Europeană. Ei sunt țări candidate, ele sunt țări candidate, dar trebuie să aibă foarte mare grijă. Probabil că domnul Zelensky acum a pus totul pe seama războiului și nu s-a mai discutat despre treaba asta, dar corupția la bază există în Ucraina și în toate țările care există o corupție mai mare în comparație cu țările care sunt în Uniunea Europeană și sunt sub atenta supravegherea doamnei Kövesi și la parchetul european. Eu mi-aș dori din suflet ca domnul Zelensky, Dumnezeu să-i dea mintea de pe urmă, să înceapă măcar cu pași mărunți, totuși niște încercări spre pace, spre o negociere, pentru că, uite, avem toți de suferit. Cetățeni europeni, cetățeni americani, care au fost privați de acelea, adică cu acei bani se puteau face investiții acolo. Și cetățenii ucrainieni suferă în primul rând cu cât se prelungește acest război. Adică e o bucată de pământ, haideți să vedem ce facem cu el, pentru că acolo sunt oameni, nu are nimeni interesul ca acei oameni să, nu știu, să se facă referendum, să ce or face, dar trebuie cumva să înceteze. Calea diplomatică trebuie să primeze și să găsească o variantă, pentru că tu ai mai auzit de negocieri de pace? Deci nu, nu mai știu, în afară, de ultima dată la Ankara, în Antalya. A fost ultima întâlnire pentru a negocia pacea între ministrul
de externe al Rusiei și ministrul de externe din Ucraina. Mă rog, eu am considerat că ar fi un pas, adică am văzut că acel tratat între Ucraina și Rusia pentru cereale. Transportul de cereale, aș fi vrut să fie un prim pas pentru îngroparea războiului, dar nu știu, din moment ce domnul președinte Zelenski, între o ședință foto și un cadru pentru film, își găsește timp să blameze și să ceară ca băncile americane să fie trimise în judecată pentru crime de război, pare că au escaladat pur și simplu lucrurile. Bun, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Cert este că bine deocamdată. Bine n-o să fie, așa că rămânem. Noi rămânem pe artă, oameni dragi. Suntem o emisiune culturală în seara asta. Poate nu știți, poate sunteți mai învechiți, aveți niște păreri mai rudimentare despre artă, dar să știți că există o artă contemporană. Poate ați auzit că anul trecut s-a vândut o banană lipită cu scoci pe perete, cu 120.000 de euro. Iată că a venit rândul operei care se numește Castravete pe tavan. Murat, atenție! Murat? Da, e murat. Scos de la borcan. O fi de la borcanul folosit în Ucraina de băbuță ca să omoare, să doboare drona. Așa s-ar justifica. Așa s-ar justifica. Deci, castraveții murați din borcanele folosite pentru doborârea dronelor din Ucraina. Dar se vede că e criză. Uite, adică, de exemplu, ce un castravete e 6.000 de euro și o banană e 120.000 de euro? Ce are banana aia? Eu cred că adezivul. Păi, da, da. Cu toate că, uite, vezi, are coada mai lungă. Dar mie mi s-ar fi părut normal să fie castravetele mai lung, pentru că mai scump, pentru că e lipit de tavan cumva. Adică, banana a fost mai simplu. A fost mai simplu, ai scos un scoci și l-ai lipit, adică a durat pentru crearea acestei opere, a necesitat mai puțin timp decât castravetele. Și în funcție de, acum noi glumim, dar în funcție și de asta trebuie să crești prețul, în funcție de cum a ajuns castravetele acolo, l-a pus cineva, povestea, l-a lipit. Povestea vinde, Rafa, că de-aia te întrebi și efectiv ne-am comportat ca doi conspiraționiști vorbind despre acele poze din Vogue. Trebuie să ai o poveste. Chiar și războiul și drama mai trebuie să mai cosmetizezi puțin cu două. Emoția, pentru că noi suntem emoție și atunci... Exact, Rafa, exact. Of, eminescenă. Deci, această lucrare se numește Pickle, castravete murat. Ea aparține artistului australian Matthew Griffin și este una dintre cele patru opere noi de artă din artele frumoase a expoziției găzduită de Galeria Michael Lett din Auckland. Unii fani au descris opera drept genială și briliantă, iar alții au spus că este o idioțenie. Oameni răi, oameni conspiraționiști, troli. Pe mine m-au dat afară polițiștii din McDonald's. Bun, da, eu vreau când am făcut asta ca adolescent. Asta e ce comentează lumea. Iar acum se numește arta, a scris un utilizator pe Instagram. Deci un utilizator a scris: pe mine pentru aruncarea unui castravete pe tavan m-au dat afară de la McDonald's, dar acum este artă. Păi și-au vândut opera. Păi este, da. Sau deocamdată e la licitație? Este la muzeu exponat, dar e scoasă la licitație. Dacă vrei să încă mai ai timp, Rafa, păi, să tu ai cerut adina ori 6.000 de euro. Eu am cerut, doamna Trestiana. Da, nu m-a întrebat. Doamna Trestiana nu. Păi dar... îl punem aici, dar n-avem unde îl lipim, doamna Trestiana. Pentru castravetele de 6.000 de euro găsim un loc. Instituția sau colecționarul care va cumpăra piesa de artă va primi instrucțiuni despre felul în care poate recrea exponatul în spațiul lor. Păi stai, deci nu e poză, ia castravetele din tavan și îl dă... Păi da, dar nu trebuie o minimă tehnică de lipire a unghiul în care... Eu cred că l-arunci, ca doamna aia, băbuța din Ucraina. L-arunci și unde se lipește? Trebuie să ai un minim instructaj pe parte de optică și mecanică să nimerești castravetele. Nu poți să-ți bagi joc de operă. Trebuie replicat unul la unul, Rafa. Eu sunt foarte curios ce s-a mai întâmplat cu banana de 120.000. Păi banana a fost cumpărată atunci. Păi banana a fost...
putrezit sau a dat-o cu ce a injectat-o? Uite, nu știu, mi-ai dat temă. Data joia viitoare, oameni dragi, o să aflăm soarta bananei. Între timp, să știți că, eu v-am spus, cei care râdeți degeaba, asta este, trăim vremuri moderne, oameni dragi. Și să știți că din acest punct de vedere chiar avem și noi o țară ca afară. Ca țara asta cu castravetele pe tavan, Australia. Banana, nu știu unde s-a vândut banana. Pe aici, prin Europa, oricum. Prin Europa. Avem și noi partea noastră de artă contemporană și eu de-a lungul timpului am participat la aceste expoziții. V-am luat cu mine, am făcut live-uri de pe acolo. Fie că a fost expoziția cu Drăcoaice în Sânigoi, fie că a fost... Unde a mai fost, Rafa? Că ai fost cu mine. Păi am fost și la expoziția contemporană de la sala Senat. Dar nu știu cum să spun, cum să explic ce s-a întâmplat la acea expoziție fără să mă amendeze CNA-ul. Păi încearcă te să cenzurezi. De cenzurezi. Acolo am văzut femei în corpul gol, am văzut, de exemplu, femei în partea de jos șarpe, partea de sus ca... Copii mâncați de monștri cu... Am văzut inclusiv femei care avortau. Da, oameni dragi, ceva horror. Cei care... Dar lasă că le-a dat doamna Turcan atunci 500.000 de euro, parcă. Păi hai să le luăm pe rând. Haideți să le luăm pe rând, oameni, să vă culturalizați, să vă adaptați acestor... vremuri noi. Vremuri noi, la vremuri noi, artă nouă, castraveți murați pe pereți și alte cele. Haideți să vedem, în primul rând, prima expoziție cu sprijinul doamnei Clotilde Armand, care totuși vine din Franța, adică are ceva cultură. Mai pe partea asta are doamna. Și a făcut o expoziție la parcul la metrou la Izvor. Haideți să vă arate după doamna Roberta Iubi niște poze. Drulă, prietenul tău, a dat cu ranga. După ce domnul Iubi Drulă a dat cu ranga, a scos chioșcurile, în locul chioșcurilor au apărut opere de artă. Sunt mai multe poze. Doamna Roberta, puteți să le dați așa una după alta. Asta e de la expoziția 1. Din primăria sectorului 1. Dar mai erau de la metrou. Ia uitați aici, ia uitați. Așa. Ia uitați. Dar aia ce vrea să fie, marmeladă sau la altceva? Cred că e zeama din borcanul de castraveți. Bun. Așa, asta hai să zici, mai treacă, meargă. Dar o să urmeze niște poze aici. Eu am spus că doamna, vă spun, la văzul acestor imagini am spus că doamna Clotilde este genială pentru că a rezolvat problema gunoiului din sector, l-a mutat la metrou și l-a numit artă. Adică spuneți dumneavoastră că asta nu este idee genială. Asta este arta de la metrou, o artă contemporană, din același registru cu banana, cu scoci și castravetele murat pe perete. Uite, cică, breaking news. Nu breaking s-a news. Cineva de... Da, da, da. Mulțumesc, doamna Albert. Acum puteți să le luați și pe următoarele, cu Drăcoaicele Sânigoi. Drăcoaicele Sânigoi. Am participat și eu la această expoziție. Am fost cu Aghiazmă. Am fost împreună cu Mir, cu Aghiazmă. Inclusiv pasnicul, vă spun sincer, era șocat, săracu. Era șocat de ce era pe acolo. Deci aici avem pe... Arta adevărată. Femeia cu coadă de șarpe. Așa. Te las pe tine, Rafa, să comentezi. Deci am fost împreună și cu doamna și cu altcineva. Bun. Aici avem acel burs cu binel din ăla. Dacă o vedea domnul Buhnici pe doamna hipopotam de mai devreme. Nu e bine. N-avea vegeturi, corect, aveți dreptate. Nu era bine. Deci asta era în cadrul primăriei, oameni dragi. Deci cine mergea la primărie cu treabă... V-aș fi spus ce e rozul ăla de acolo, din dreapta, dar suntem la televizor. Suntem la televizor. Ceva mai... Sunt, rectific. Da. Și am mai avut că nu... Iar aici, această imagine ilustrează o femeie care va să zică... Nu este bărzoiul gravid, oameni dragi, așa se și numea, era bărzoiul femeie gravid. Penis. Era bărbatul gravid. Deci barza, da, semnul, simbol al nașterii, era de fapt bărzoi gravid. Na. Băi, noi nu înțelegem vremurile astea. Trebuie să mergem la... la un arte să ne mai specializăm. Stăm bine și la capitolul muzică și dans. Acum un an de zile, 2 ani de zile, am avut un spectacol plătit din bani publici. Doamna Turcan, care era atunci, ce era? Era vicepremier. Doamna Turcan, vicepremier, a finanțat un spectacol pe care urmează să-l vedeți,
cu suma de 500.000 de euro, deci se poate și mai rău decât banana cu scoci de 120.000 și castravetele murat pe perete cu 6.000 de euro. Doamna Turcan a sponsorizat Muzeul de Arte Contemporane din bani publici, prin Ministerul Culturii. Haideți să vă bucurați de artă modernă, contemporană, nu fiți cârcotași, oameni dragi. Vă arată doamna Roberta. Bucură-te, corpule! Dă-le jos, ardele! Dă-le jos, jos, jos! Hainele! Scoatele! Dă-le jos, jos, jos! Dă-le jos! Da, ne bucurăm mult că ne vede Dumnezeița, care este o femeie neagră. Aici vreau să spun ceva. Suntem nesperat de însuflețite să performăm în fața catedralelei neamului. Sperăm să cadă. Măcar o cărămidă și banii publici să meargă spre adevăratele nevoi. Mulțumim! Nu puteam să nu zicem asta aici, come on. Mulțumim mult, NAC, de invitație. Ați văzut expozițiile? Noi suntem fani acelei dedicate lui Iulian Mereuță, și mai ales să-l salutăm pe Radu Comșa și expoziția lui despre atingere și culoare. Subiectul abuzurilor poliției. Vrem să trăim într-o societate care își asumă responsabilitatea asupra secolelor de sclavie, linșărilor și a opresiunii sistematice împotriva persoanelor de culoare. Vrem să trăim într-o lume care luptă împotriva guvernelor și a sistemelor opresive care permit ca aceste crime să se întâmple. Vrem să trăim într-o societate care acționează și nu stă deoparte când astfel de lucruri se întâmplă. Doar în condițiile acestea putem fi cu adevărat libere și liberi. Domnul manifesta. Se manifesta, nu? Nu, manifesta. Manifesta să Universului, vină... să vină. Bine, dumnealui, dumneai manifesta să cadă cărămida de pe Catedrala Mântuirii Neamului. Asta manifesta. Dar manifestau am fost de acord cu un moment de-al lui acolo în care zicea că să vină oamenii să lupte împotriva guvernelor când e cazul sau ceva. Da, eu sunt de acord, sunt de acord, absolut, susțin. Deci stăm bine, oameni dragi, stăm bine la acest capitol, la capitolul artă contemporană, măcar aici, pe acest segment, suntem și noi o țară ca afară, ne-am adaptat vremurilor, nu ne facem de râs. Dacă vin australienii, australianul cu castravetele pe tavan, vine la noi în țară și îl ducem frumos la metrou, n-are de unde să-și cumpere o apă, un sucă, asta este, a dărâmat iubidrulă chioșcurile Curanga, dar se poate bucura de o artă contemporană de calitate. Deci trebuie să ne mândrim și cu asta. Altfel, nu știu dacă putem să ne mândrim, Rafa, cu faptul că, uite, vis-a-vis de situația cu prețul la carburant, au fost niște mișcări așa de... cam exact ca pozatul în Vogue a doamnei Olena Zelenska. Așa au fost acele proteste. Mai mult de live, mai mult pentru reacții pe platformele de socializare. Cu toate că eu n-am înțeles că... Dar chiar, domnul Simion, scuză-mă că te întrerup, George Simion nu spunea că vor ieși în stradă și vor lupta, exprima nemulțumirea și... Cum face nuntă? Nu fi cârcotaș. Nu fi cârcotaș, mai are puțin să facă nunta. Lasă-l până face nunta. Se ocupă tot partidul, tot efectivul de partid organizează în cel mai mic detaliu nunta. Cred totuși o să mergem și noi acolo, vreau să fie tot în regulă. Cred că și ultima pătrățică din codul QR... O gândesc ăștia. Îți dai seama că trebuie să găsești om care să scaneze QR-urile. Care să-i pună brățara. Tichetul. Cât are voie să bea, cât are voie să mănânce. Unul care să-i adune plicurile. E foarte complicat. Greu. Deci, lasă-l pe domnul Simion. Dar ce ne facem cu, uite, că oamenii ăștia de la... Nu știu la care sens să-i dau numele sau am voie. Ideea este că această companie benzinară
are profit de 5 ori mai mare în primul semestru al anului. Peste 4,6 miliarde de lei, adică aproape 1 miliard de euro. OMV Petrom. OMV Petrom, ce să mai... Ce să mai, oameni dragi? Ce părere aveți? La fel ca și companiile de utilități. Deci, totuși funcționează în țara asta. Băncile profit, companiile de utilități profit, farma profit, benzinarii profit. Numai noi suntem pe minus. Noi suntem pe minus, din ce în ce mai minus. Și încă avem. Și încă avem. Vezi dacă a dispărut de pe scenă plusul? Am rămas pe minus. Cu totul. Știi că noi am vrut să le dăm numele. Noi am vrut să le dăm. Noi am inspirat. Noi am vrut să le dăm. O altă știre, Rafa, care pe mine m-a șocat, spun sincer, și o să zic și de ce, dar citesc știrea prima dată. Avem un eurobarometru. Românii în topul celor... stați așa, ce am dat? Deci știrea era alta. Eurobarometru. Așa. Românii pe primul loc nu e în clasamentul șpăgilor la plic pentru medici. Grecii pe locul 2. Deci uite că suntem fruntași nu doar la artă contemporană, suntem fruntași și în clasamentul șpăgilor la plic. După noi sunt grecii. Eu sunt jocată, Rafa, pentru că în 2018 Pasada majorase salariile medicilor cu 70% și salariul minim pentru un medic ajunsese la 4.000 de euro în România. 4.000 de euro. Că asistentele medicale, foarte multe, asta a fost un lucru bun pentru că s-a oprit exodul. Că asistentele medicale câștigă mai mult în țară decât dacă ar pleca asistenții medicali, decât dacă ar pleca în afara țării. Deci vorbim de un minim de 4.000 de euro. Mai adăugați acum în această perioadă, care deja se întinde la aproape sporul 2 ani, COVID. Sporul de COVID, adică încă 75 sau 85, cât 85. E? Încă 85 din acești minim 4.000 de euro, adică aproape dublu. Vorbim de 8.000, 10.000 de euro, un salariu de medic. Cum pot oamenii ăștia să mai ia? Și asta este că eu am sperat și am sperat că acest obicei al șpăgii va dispărea odată cu aceste salarii pe care ar trebui să le aibă. Într-adevăr, ar trebui să aibă salariul, să medicii să aibă aceste salarii, dar și șpăgi. Hai că uite, chiar vreau să-i întreb pe oameni dacă... Sigur, sunt care au fost pe la spitale. Nu care să au... spunem că înțelegem pe oameni, pentru că durează o vreme până te dezobișnuiești să dai bani. Sau psihicul tău are impresia că dacă tu vei da ceva bani, vei fi tratat mai bine decât ai fi tratat dacă n-ai dat niciun ban. Și atunci poate că pacientul, hai că e de înțeles, că vrea să fie tratat sau măcar să fie respectat și tratat corect, corespunzător, nu preferențial. Dar atunci... medicii care au primit salariile duble, triple, nici nu vreau să mă gândesc cât primește un șef de secție sau un profesor doctor. Da. 10.000 de euro, să spunem, da? 7-8.000 de euro. Da. Ok, ăla cum poate să mai ia bani? Și îți spun neoficial, crede-mă, pentru o banală operație dai 15-16.000 de euro. Da, bineînțeles. Aici e problema. Asta mă întristează, faptul că... Dacă se mai practică acest lucru, este foarte trist. Bine, repet, că salariile medicilor au crescut cu 70%, dar 9 cu 70% ne-au crescut doar cheltuielile. Doar cheltuielile... Da, și vorbim de 2018. Când trăia mai bine, să știți. Când trăia mai și bine, când că, nu eram pe piața reglementată. Asta s-a întâmplat pe vremea ministrului Pintea, pe care o salutăm, o apreciem tare mult, așa bun, dar de atunci salariul mediu a crescut, salariul minim a crescut, toate salariile au crescut. Vechimea medicilor, vechimea asistenților crește din 3 în 3 ani, parcă la stat. Da, da. Și atunci gândește-te că salariul e și mai mare față de anul 2018 sau 2019, de când a intrat în vigoare legea. Ar fi plăcut ca la următorul eurobarometru să nu mai auzim măcar de această situație, pentru că dacă am înțeles în alte vremuri, când salariile medicilor erau mizerie și am înțeles niște lucruri și toată lumea a tolerat și a înțeles, acum este prea mult. Vorbim de discrepanțe mari între salariul minim pe economie și aceste salarii ale medicilor și pur și simplu am ajuns la sapă de lemn și este prea mult să mai trebuiască să dăm și bani în plus, pe lângă ce oricum plătim la casa de sănătate. Și câți dintre cei care... ajung să aibă nevoie de sistemele de sănătate, de sistemul de sănătate, cât cotizează până să ajungă să beneficieze de acest
de această răsplată din partea statului pentru că tu cotizezi. Exact. Foarte puțini, adică nu atât de des. Tu plătești în fiecare lună, an de an, zeci de ani și poate beneficiezi de analize și de serviciile acestea odată la 10 ani. Pentru că dacă tu vrei să te duci să-ți faci analize, trebuie să te duci la începutul lunii și de cele mai multe ori nu mai găsești loc. De cele mai multe ori ai nevoie urgentă de niște analize și trebuie să te programezi urgent și nu sunt locuri și atunci foarte mulți renunță și merg. Se duc la privat. Se duc în cadrul privat și e haos. Haos, haos. Dar ne punem baza, cel puțin sper că cetățenii din Iași își pun baza, Rafa, în doamna Cosette Chichirău. Doamna Cosette Chichirău, din categoria... n-a spus un lucru trăznit, a zis un lucru, cum ai spus, că se manifestă. Da. Doamna Cosette Chichirău a manifestat universului gândurile dumneaei. Și a uitat ce spune. Abia aștept să fac la Iași ceea ce Clotilde Armand și Dominic Fritz au făcut la București și la Timișoara. Acum e destul de vag, Rafa, și eu am stat să mă gândesc la ce vrea să spună autorul. Și zic, doamna Cosette, sper că nu ne trezim. Aici am fost în București, am prins situația de la sectorul 1, dar nu ne deplasăm și până la Iași să... facem lumină. Să facem lumină și acolo. Nu știam la ce se referă. Poate se referă doamna Cosette Chichirău la această imagine de la... ce s-a întâmplat la sectorul 1, la biroul electoral de la sectorul 1, v-a dat doamna Roberta Poza? Oare la asta se... Sau poate se referă la gunoaiele de pe strada din București. Sau poate la gunoaie. Străzile din București, din sectorul 1. Păi asta am stat... Sau poate se referă la... avem un clip. Mi se spune haideți să băgăm... Să vedem poate la asta. Poate asta vrea să facă doamna... Nu. Pentru cei... Sunt două clipuri. Primul. Pentru cei care ați uitat de doamna Chichirău. Doamna Chichirău a fost prima... conflictuală în Parlament. Aș vrea un cuvânt mai drăguț, totuși este doamnă. Nu găsesc acum oameni dragi. Doamna făcea live-uri și făcea ce face George Simion, este precursoarea lui George Simion. Simion, urmașul doamnei. Așa, așa, asta făcea doamna Gâlceavă. Gâlceavă făcea în Parlament. Haideți să ne amintim, să vedeți ce idei politice are dumneai. Hai. Nu depinde nimic de autostradă așa de tare. Toată producția mondială s-a mutat în China. Mă scuzați, dar China este foarte departe și nu este autostradă spre China. Dar China are autostrăzi. Are autostrăzi în China. Așa, dar noi primim, noi și Germania și SUA primește produsele din China pe autostradă? Este absurd. China produce totul pentru toată lumea. V-ați întrebat cum se întâmplă acest lucru? Deci doamna Cosette zice că noi și așa cumpărăm totul din China. Deci pentru ce să facem autostrăzi, ca să transportăm ce, dacă noi nu producem nimic și nu avem de transportat din punctul A în punctul B nicio marfă, că toată vine pe vapor sau pe avion din China? Măi, e și asta o treabă. Da. E și asta o treabă. O perspectivă, adică o perspectivă. Dom'le, nu mai producem nimic, doar stăm și cumpărăm cât o să ne mai permită cei care ne împrumut. Până vine FMI-ul, asta este, aducem din China, noi nu mai producem nimic, nu facem nici autostrăzi, că n-avem. Bravo, bravo, doamna Cosette Chichirău. Uite, de la doamna care o inspiră, doamna Clotilde Armand. Doamna Chichirău, asta vreți să faceți și la Iași? Peste 15.000 de apartamente din sectorul 1 vor rămâne fără apă caldă din vina exclusivă a edilului Clotilde Armand. Refuză să respecte legea. Nu ne miră. Asta vrea să facă doamna Cosette Chichirău, are și în sectorul Iași? Acum că anunță cu atâta vehemență, abia aștept să fac la București, la Iași, ceea ce s-a întâmplat la București în zona doamnei Clotilde Armand și la Timișoara, ce face Fritz, poate nu face altceva decât să îi trezească mai rapid pe ieșeni. Pentru că nimeni nu e mulțumit de ceea ce e în București. Nici bucureștenii, pe de o parte, dar nici cei care vin să vadă ceea ce e vin în vizită în București. Sau poate o inspiră faptul că, uite, doamna Clotilde Armand și Robert Negoiță au fost, sunt cei mai bogați primari din București. Poate o inspiră treaba asta. Da, poate s-a referit la acest lucru. Să fac la Iași ce a făcut alții, poate să se îmbogățească. Da. Sau vis-a-vis de domnul Fritz, uite, domnul Fritz a ignorat în mod intenționat problema certificatelor CO2, preferând o amendă de peste 27 de milioane de euro
dovezile descoperite de Curtea de Conturi. Ăștia sunt oamenii care inspiră pe Cosec Chichirău. Dragi ieșeni, vă las un clip ca să un promo electoral ca să înțelegeți cum va arăta Iașul, exact cum arată zonele administrate de doamna Clotilde Armand, doamna Roberta, materialul, clipul cu frumusețe, frumusețe de sector 1. Primăria Capitalei a început luni lucrările pentru modernizarea stațiilor de pe linia 41, una dintre cele mai aglomerate linii de tramvai din București. De astăzi, tramvaiele liniei 41 nu mai opresc în stația Brașov, la intersecția prelungirea Ghencea cu strada Brașov. Sunt controlori de la STB care îi informează pe călătorii despre această schimbare de transport public. Pentru aproximativ două luni se modernizează, adică se prelungesc până la 40 de metri lungime, 14 din cele 22 de peroane ale liniei 41. Asta pentru ca din septembrie, din toamnă, tramvaiele noi aduse de la Astra Arad să poată circula pe linia 41. În prezent, 14 din cele 22 de peroane de pe linia 41 au o lungime insuficientă, 33-35 de metri, și trebuie lungite până la 40 de metri pentru siguranța călătorilor. Se apropie aici. Da. E pasajul milimetri. Vă dedic cea mai nouă melodie pentru toate gospodinele. Ia să auzim acum. Haide să-i dăm drumul. Săraca nevasta mea mă-i muncește toată ziua. Cum se face dimineață, aleargă fuga la piață. Săraca nevasta mea mă-i muncește toată ziua. Cum se face dimineață, aleargă fuga la piață. Harnică-i nevasta mea, nu mai e alta ca ea. Spală, calcă și gătește, toată ziua ea muncește. Harnică-i nevasta mea, nu mai e alta ca ea. Spală, calcă și gătește, toată ziua ea muncește. Hai cu sârba! Repede acasă, gătește, pune pe masă. Ne servește feluri multe de mânuța ei făcute. Vine repede acasă, gătește, pune pe masă. Ne servește feluri multe de mânuța ei făcute. Harnică-i nevasta mea, nu mai e alta ca ea. Spală, calcă și gătește, toată ziua ea muncește. Harnică-i nevasta mea, nu mai e alta ca ea. Spală, calcă și gătește, toată ziua ea muncește. Ce să mai... Impresionant! Impresionant! Mai aveam și cu inundațiile și cu toate lucrurile care se întâmplă în sectorul 1. Asta vrea să ofere doamna Cosec Chichirău ieșenilor. Probabil, asta vrea. Sau la asta s-a referit. Am arătat și clip cu ce face domnul Nicu Șordan, pentru că, uite, n-a pomenit doamna, totuși. Nu, păi nu știi că acum prim primarul userist nu-l mai recunoaște nimeni. Păi de ce doamna Cosec Chichirău? Vă e rușine cu realizările domnului Nicu Șordan? Fondatorul, care... că e fondator, părinte, Dumnezeu USR, acestui partid. Care n-a fost în stare să cumpere niște tramvaie care să se potrivească totuși pe șinele. Trebuia să le cumpere, trebuia să respecte licitațiile din trecut, care nu erau date de... Deci pentru aceasta s-a început modernizarea liniilor, pentru că domnul Nicu Șordan nu a fost în stare să cumpere niște tramvaie adecvate infrastructurii actuale și s-a gândit că mai are niște bani de aruncat. Toată această distracție costă 4,5 milioane de lei, adică risipă de bani, că altfel stăm prea bine. Am zis și data trecută. Nu avea ce să facă cu banii pe care i-a tăiat. A tăiat de la sănătate, a tăiat de la școli. Și trebuie să-i risipească, de la persoane cu dizabilități. Exact. Păi ce să facă cu atâția bani? De la sănătate, gândește-te fertilizarea in vitro. Nu, ba da, doamna Firea de la guvern. Ce să mai dea Nicușor? Păi domnul Nicușor zice că nu mai are bani, pentru că a cerut rectificare de buget.
pentru că nu are suficient de mulți bani pentru a plăti managementul de la Metrorex, că de asta au și fost probleme săptămâna trecută cu metroul, dar s-a scotocit prin buzunare pe la primărie și a scos de 8 milioane de euro, 8 milioane de euro, oameni dragi, ca să demoleze o clădire. A făcut scandal că acea clădire ar fi trebuit demolată și de fostele administrații. Doar că acea clădire este lângă o catedrală foarte importantă pentru patrimoniul românesc. O catedrală făcută la 1800 și, da, catedrala greco-catolică sau romano-catolică. Și eu zic că o să fie doar o minune, trebuie să manifestăm de pe acum să o demoleze ăștia fără să afecteze catedrala. Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif este lângă acea clădire, de asta până acum fostele administrații nu au dărâmat, pentru că există riscul ca acea catedrală să fie distrusă, afectată. Și e o clădire foarte veche și foarte frumoasă. Foarte, și foarte importantă pentru patrimoniul Bucureștiului. Dar acest salvator al patrimoniului bucureștean, uite, pare că vrea să distrugă această catedrală. De a ținut morțiș, adică să tai tu de peste tot, să nu ai bani pentru metrou și să plătești pentru demolarea acelei clădiri. Nu zic că o fi bine, că nu o fi bine amplasată. Dar nu cred că asta era totuși o prioritate în Bucureștiul ăsta. Și să trebuiască să rămâi fără bani pentru această demolare care nu te încurca la ora asta cu nimic și, se putea și să ceri alți bani de la guvern. Să vedem cine i-o da. Baftă, îi urăm baftă. Stai că mai avem cu domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan, cum e șeful, așa sunt și angajații, nu? Da. Și uite, avem scandal pe faptul că un consilier al lui Nicușor Dan și-a trimis iubita la festival, la Electric Castle, cu mașina primăriei, oameni dragi. Ce părere aveți de treaba asta? Ce e acolo? Trai pe vătrălie. Ministrul Familiei Gabriela Firea l-acuză pe Nicușor că nu a luat nicio măsură și că tace de o săptămână în cazul consilierului personal care a mers cu mașina primăriei la Electric Castle. Nicușor Dan tace de o săptămână în cazul consilierului. Au trecut deja 7 zile de când am văzut cu toții mașina de serviciu folosită în interes personal. Au trecut chiar mai multe zile, pentru că noi am dat-o în urmă cu o săptămână și 3 zile la știri. Da. Și am și încercat să luăm reacții de la Primăria Capitalei și nu ni se răspunde. Nu mai zic de faptul că deja e o tradiție. Noi suntem blocați pe pagina de Facebook a domnului Nicușor Dan, dar colegilor care au încercat să obțină o reacție din partea domnului Nicușor Dan, nu s-a putut, nici ei n-au reușit. Rafa, da, poți să faci așa un exercițiu, un efort, să-ți imaginezi că acest lucru se întâmpla în fosta administrație, da? Și un fost angajat al fostei administrații, iubita angajatului pleca cu autoturismul la un festival. Un titlu așa. Crede-mă că lua foc tot internetul și poate chiar ieșeau oamenii în stradă. Dar... asta e. Ipocrizia e la maxim. Domnul Nicușor Dan, fii atent că mai are. E pe cai mari. E încrezător oricum că e încrezător. Primește un mandat din nou. Doamna Tristiana, în seara asta cu noi, îmi șoptește în cască. Mai am, care, atenție, trebuia să plece de când a început emisia. Mai avem un minut. Deci, domnul Nicușor Dan, stai o secundă că n-am... Dacă îmi dă doamna Roberta, doamna Tristiana, dacă îmi dă... imaginea, știrea cu Nicușor Dan, pentru că nu știu ce am făcut aici. Nicușor Dan. Uite, dă 3,4 milioane de lei fără TVA pentru un studiu de fezabilitate privind extinderea semaforizării inteligente. Au trecut 2 ani și jumătate de când a promis semaforizare inteligentă în capitală. Măi, Rafa, deci am făcut aici câți bani? Câți bani? Deci avem 8 milioane pentru demolare. 8 milioane de euro. Da. Avem 4 milioane de lei pentru tramvaie. 4 milioane, adică încă 1 milion de euro pentru tramvaie. 3,5 miliarde aici, milioane de pentru semaforizare. Nu, pentru studiile de fezabilitate, Rafa. Păi da, părintele USR-ului, e normal să se întâmple să dăm consultanță și... Dom'le, dar noi nu mai avem în țara asta, nu mai funcționează nimic să meargă totuși un control acolo, adică ce, a fost DNA-ul și n-au sărit consilierii primărie, pe geam? E buzunarul lui. A fost DNA-ul și Niculușcă la Edmond a sărit pe geam în momentul în care au venit procurori. Doamne ferește. Da, gata. Doamne, terminăm.
Terminăm pentru că vrem să avem o știre pentru domnul președinte, dar această avertizare trebuie făcută pe calm. Trebuie făcută pe calm, cu pregătire, să înțeleagă domn președinte că noi vrem binele și vrem să-l avertizăm, așa că rămâne pentru săptămâna viitoare, nu? Ești mai mult timp la da, TV, da, da. Sunt și eu da. Și ne înțelegem bine. Oameni dragi, vă mulțumim că ați fost alături de noi, rămâneți în continuare cu Metropola TV, vă doresc un weekend minunat, fiți mulțumiți, suntem săraci, nu avem de niciunele, dar avem artă contemporană în țara asta, bine promovată de USR, de doamna Turcan, măcar atât, vă pom și vă iubim, noapte bună! Seara frumoasă!